36 de puncte pe ordinea de zi a ultimei ședințe ordinare, care a fost una liniștită și fără istoric. Au fost adoptate unele hotărâri de rutină și acordate mici ajutoare financiare, dar și rectificate bugetele administrației zonei Libere Giurgiu, precum și bugetul local de venituri și cheltuieli și lista de investiții aferente. Vestea bună a venit însă dinspre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care a acordat municipiului 25 de miliarde de lei pentru plata în avans a gazului necesar încălzirii orașului. Urma ca banii să fie incluși în buget pentru a putea fi cheltuiți. Și în acest sens, municipiul Calitatea aștepta publicarea în monitorul oficial a hotărârii Ministerului. Ca atare, consilierii locale au fost sfătuiți să nu plece din municipiu pentru a putea fi convocați, de îndată ce vestea bună apare în monitorul oficial. Aș vrea să aveți îngăduința ca până la sfârșitul ședinței, dacă apare ordinul ministrului de acordarea unor sume de bani, să suplimentăm ordinea de zi cu cele două hotărâri. Dacă nu, aș vrea să vă rog ca tot astăzi, momentul în care apare acel ordin al ministrului, să nu vă depărtați prea mult de municipiul Giurgiu, fiindcă s-ar putea să facem de îndată o ședință de Consiliu. Ședința s-a încheiat la un pahar de șampanie, cu urări pentru un an mai bun.